și până în acest moment, în legătură cu măsurile care se impun, având în vedere că toate informațiile din partea ANM s-au confirmat până acum, iar codul galben va deveni, cel puțin după informațiile pe care le avem în acest moment, cod portocaliu și, prin urmare, autoritățile, atât centrale cât și locale, au responsabilități legale pentru a diminua orice efecte neplăcute și nedorite în legătură cu fenomenele meteo extreme. În primul rând, pe noi ne interesează viața cetățenilor, viața și sănătatea acestora și mai puțin anumite critici care ar putea izvorâ din măsurile pe care le vom anunța în momentele următoare. Din analize, așa cum spuneam, pe care am realizat-o extrem de responsabil cu domnul prefect, de asemenea cu doamna director al ANM București Ilfov, de asemenea cu domnul inspector general școlar al municipiului București, am luat împreună decizia și va fi comunicată în cursul zilei de astăzi ca luni și marți să nu aibă loc cursuri în București și probabil se va extinde această decizie. Nu pot eu să o anunț, ci autoritățile locale competente și responsabile, probabil pentru toată zona în care va fi anunțat codul portocaliu. Este vorba despre vânt, ger, două fenomene suprapuse și, de asemenea, ninsoare temporar abundentă, dar mai multe informații vom primi în câteva momente, chiar de la doamna director Gabriela Băncilă. Vreau să spun încă de pe acum, cu toată responsabilitatea, și ca primar și ca părinte, pentru că mi-aduc aminte de momentul în care am considerat împreună autoritățile că trebuie scurtate cursurile într-o zi din perspectiva ciclonului care se anunța și care s-a comentat ulterior că nu a fost atât de grav cât s-a anunțat. Eu prefer să venim întotdeauna cu măsuri de prevenție. Prefer să se spună că am fost ușor prea alertați decât să numărăm victime. Și spun încă o dată, vântul va bate cu putere, va fi foarte ger, extrem de ger și va ninge. Vom avea un strat maxim de zăpadă în București, adevărat, de 30 de centimetri, dar suprapus acest strat cu celelalte fenomene, situația nu este de panică, dar nici nu este de stat cu mâinile în sân și nici nu este de a privi liniștit la ceea ce se întâmplă. Încă o dată afirm, copiii în primul rând numer toți către unitățile școlare cu mașina mică a părinților. Cei mai mulți merg ori pe jos, unii chiar distanțe mari, ori cu mijloacele de transport în comun. Vă puteți imagina cam ce situație va fi mâine pe la prânz, marți dimineață, marți după amiază, cu acești copii, unii dintre ei mici, lăsați în ger, în viscol, în zăpadă. Eu una și ca primar și ca părinte am fost de acord în cadrul acestui comitet, prefectură, primărie, ANM, inspectorat școlar general, să luăm această măsură, urmând ca tot împreună să decidem și pentru zilele următoare dacă va fi cazul. Deocamdată nu dorim să anticipăm. De asemenea, fac un apel cât se poate de direct, ferm și responsabil către toate instituțiile care au responsabilități pentru garantarea securității, integrității vieții cetățenilor. Am văzut deja în municipiul București sunt panouri care stau să cadă, vântul se va intensifica. Urgent, luați măsuri. Dacă proprietarii sau administratorii acestor panouri publicitare nu iau măsuri, luați dumneavoastră, poliția locală municipală, polițiile locale de sector. Urgent. Măsuri, având în vedere că va fi ger și temperaturi foarte scăzute, pentru o reacție urgentă, rapidă în cazul unor avarii, că este vorba despre rețeaua de electricitate, gaze, de asemenea avarii la radet. RATB-ul, măsurile care se impun în astfel de situații, astfel încât timpul de așteptare al călătorilor să fie cât mai redus în stațiile de autobuz, de asemenea în stațiile de tramvai.
și noaptea trecută și astăzi s-a acționat pentru ca oamenii străzii să nu fie lăsați sub cerul liber. Au fost convinși, pentru că, într-adevăr, cu unii este o problemă să fie convinși, să meargă la adăposturi, avem centre sociale, avem cămine suficiente, avem locuri, deci nu este o dificultate din această perspectivă, în care oamenii străzii, în general, din zona Gara de Nord, Romană, Universitate, să meargă la aceste adăposturi, să primească hrană caldă, îmbrăcăminte, medicamente, dacă este nevoie. În noaptea trecută s-a intervenit și vom face în continuare acest lucru împreună cu operatorii de salubritate care au contracte cu primările de sector, astfel încât mâine dimineață, când începe o nouă săptămână și cetățenii vor merge la serviciu, să nu fie absolut niciun fel de problemă, nici cu ghețușul, nici cu poleiul, nici cu zăpada. S-a intervenit, spun mai bine de această dată decât în episoadele trecute, ne-a prins bine, îmi pare rău să spun acest lucru, dar a trebuit să dăm sancțiuni la episoadele meteo trecute și se pare că de această dată ne-am învățat lecția și nu a mai fost nevoie. Vă rog să nu faceți economii. Am crezut că 1 martie înseamnă și sfârșitul iernii. Nu este așa. Iată că avem fenomene extreme la cel puțin calendaristic, început de primăvară, și nu aș vrea să aud că la un sector, un operator de salubritate care are contract de dezăpezire, a făcut economie exact acum. Punctele strategice pe care le-am stabilit anterior pentru colectarea zăpezii rămân acelea și, în general, platourile unde se pot descărca cantități mai mari de zăpadă, urmând ca, cu sprijinul utilajelor pe care le-am achiziționat în premieră în acest an pentru topirea zăpezii, să împiedicăm acele fenomene în care venea deja primăvara, era cald afară, iar mormanele de zăpadă rămâneau în continuare, la Piața Victoriei, la Piața Romană, la Piața Constituției, la Piața Unirii și în alte piețe. Adunăm mormanele de zăpadă, dar după oprirea zăpezii, cel puțin zăpezii abundente, acționăm. Poliția locală, împreună cu APA Nova, stabiliți exact care este procedura, identificați de pe acum gurile de canal când încă nu sunt acoperite de un strat gros de zăpadă. Astfel încât în premieră să funcționeze și aceste utilaje pentru topit zăpada, să nu mai aibă capitala țării un aspect total inestetic și neîngrijit cu acele mormane foarte mari de zăpadă în zonele centrale, până când zăpada topea în anii anteriori stratul gros și acele mormane. Avem pentru fiecare sector câte 2 utilaje de topit zăpada. Pentru zona centrală, sectorul 1, avem 3 astfel de utilaje. Sunt achiziționate de către subordonatele primăriei generale pentru că am considerat necesar ca, în afară de aceste contracte pe care le au primările de sector cu operatorii de salubritate, să contribuie și primăria generală cu un număr de utilaje, tocmai pentru ca această operațiune să fie mult mai eficientă și apreciată de cetățeni, care consideră și este normal să fie așa, că atâta vreme cât există autorități, ele trebuie să-și facă treaba până la cele mai mici detalii. Revenind acum la măsurile luate și la informațiile meteo, chiar vreau să o rog pe doamna Gabriela Dăncilă să ne spună încă o dată la ce să ne așteptăm în orele următoare, la noapte și mâine, și bineînțeles din semnalele pe care le are, ce ne poate anunța și pentru ziua de marți, urmând ca domnul prefect să intervină după informațiile primite de la doamna Dăncilă. Bună ziua tuturor! Așa